doamna primar întârzi 10 minute în sfert de oră. Ne întâlnim astăzi în ședință ordinară, pe luna mai. Propun să dau cuvânt doamnei președinței de ședință. Am înțeles că astăzi să alege asup un președinte de ședință. Cine are propuneri? Doamna a expirat, Pentru crederea pe care mi-ați acordat-o de a conduce ședințe, lucrările ședinței de astăzi, pentru că cred că ați studiat procesul verbal din luna trecută și până la urmă, dacă sunteți de acord cu procesul verbal din luna trecută. Cine este pentru? Contra, abstinții, luna vizitatei, procesul verbal de la ședința precedentă a fost aprobat. Astăzi, la ordine de zi, avem 12 puncte. Primul punct este proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară. Nu spune cine el prezint, aici nu spune nimic. Deci, cum întâi prima dată pe toate sau trecem după fiecare? Bun, eu am să prezint primul punct pe ordinea de zi. Se propune din excedentul anului precedent o sumă de 328.000 de lei să fie distribuită astfel. 220.000 de lei pentru achiziționarea unui teren pentru locuințe habitat. O să vă dau câteva detalii. 38.000 de lei documentații și avize drumuri locale și 70.000 de lei documentație pentru topul înființare rețea de gaze. 220.000 pentru achiziționarea de teren habitat. Cei de la Habitat for Humanity ar dori să construiască în comună 8 sau 10 locuințe tip duplex. După regulamentul și după normele lor, ei vin și construiesc locuințele. Pentru cei care au venituri mai mici, deci pentru persoane cu venituri mai mici, ceea ce ar trebui să punem noi la dispoziție este un teren. Un teren la dispoziție care să fie conectat, adică să fie pe lângă un drum județean, drum comunal, să fie conectat la rețea de apă, rețea de electrică. Am fost în comună, au fost mai multe propuneri, am întrebat în stânga, în dreapta, cam cine ar avea terenul, știți că primăria nu are terenuri la dispoziție. Singurul teren pretabil pentru ceea ce vor cei de la Habitat este un teren de lângă ferma de berbecuți, de acolo, de la Rusăiești. Da, e un teren de 5.400 de metri pătrați. Noi, dintr-o evaluare, cam cât ne-a costat terenul plus actele, am luat concluzia 220.000 de lei. Dacă sunteți de acord ca să punem această sumă pentru achiziționarea unui teren. Jumătate de hectar, 5.000 de metri. Da, cam în jur de jumătate de hectar. Da, da, da. Al doilea punct, 38.000 de lei documentație și avize drumuri locale. S-a făcut o documentație pentru asfaltare și susținere maluri pentru 3,3 km de drumuri din localitate care au fost afectate de inundații. Este vorba de drumul de la Cheștea, de la Pod, venind către Șopa, în partea asta la altă, de vreo 1 km și ceva. Drumul care duce aici pe... nu Brănești. Brănești este prins... către biserică. Varejul. Nu Varejul. La Grajda. Da, 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 da. Și, da, astea două drumuri. S-a făcut documentația, s-a depus, valoarea totală a proiectului ar fi undeva de 10 milioane de lei, noi, 100 de miliarde. Se dorește primirea unei
să fie susținut acest proiect de către Compania Națională de Investiții. Noi plătim doar documentația tehnică, iar cea mai mare parte, 98 de miliarde, să fie susținut de 100 de miliarde, sunt foarte mulți bani. Și 70.000 de lei documentație pentru înființarea rețea de gaze, este vorba de documentația TOPU. Printre documentele pe care trebuie să le depunem la finanțator, trebuie și ridicarea TOPO pentru întreaga comună. Asta înseamnă drumuri locale, drumuri județene, luată casă cu casă, în jur de 70.000 de lei. Dacă aveți întrebări pentru fiecare în aceste sume... Ridicarea TOPO, care a făcut cineva cu proiectul de gaze, nu mai este valabil? Nu, e veche. E veche, e actualizare. Dar nu știu cu cine ați făcut atunci ridicarea. Nu știu cu o firmă specie, nu mai țin minte, că avea de 15 ani de zile. Nu mai avut casă, trebuie actualizare. Oricum trebuie actualizare, dar trebuie făcută la, la zi. Cine este proprietarul terenului care lângă Bebecuți, care vor să vândă? Șova, asta trei frați, adică două frați. Este domn de mine, exact. Una este de la Bruș, una de la Onești. Vis-a-vis noastră, e terenul Pintelii, care e... Totuși e scump, suma asta. Pentru jumătate de hectare. Ne-am dormit cât s-a putut de mult. Bine, acum va fi și un raport de evaluare și în funcție de raportul de evaluare, cât o să fie prețul maxim, pe deci nu se poate lua tot un raport de evaluare. Deci poți să ceară și 100 de euro metru pătrat. Dar un raport de evaluare care să spună cât ar fi metru pătrat în zona. Și suma asta este cerută de proprietar? Nu, cam atât am evaluat noi. Cam atât am evaluat noi la momentul ăsta. Mai mult de atât nu se poate da. Vă spun din experiență proprie. Am teren, jumătate de hectare de teren, în zona stadionului, care îl deține o soră de mea. Tot așa am fost evaluare și l-o vândut. Locul sunt vânzare, pentru că nu locuiești în podă. De bea, după evaluarea făcută de asta și cadastru și, mă rog, autorități. Cu cadastru a avut ce trebuie? Nu, am făcut după evaluare. Păi cadastru, după aia să zic că dacă ai... De bea 500 de milioane. Și ce suprafață? Bani. Jumătate de hectare. Și aici, pentru jumătate de etapă, 2 miliarde, de pe au luat atât. Terenul fostei secretare a fost... Șosea, nu? E la șosea, din coace de margine, din locuința la margine. Da. Îmi se pare foarte puțin. Tu, mă, da. Asta e, da. Ca să dai... Mă gândesc, aici sunt niște chestii care... Depinde de cine vin. Raportul de evaluare o să fie imediatat în Consiliul Local. Nu luăm mâine terenul cu banii ăștia. Eu ce am înțeles în zona Făgădăi, undeva la 10-12 euro se cere. Da. Nu știu ce unii ați găsit la 10-12 euro, de asta zic, acolo în zona stadionului... Evaluarea asta a fost făcută în 2000. Răvânduri. În 2000 cât? 17. Aha, și vă suntem în 2019. Păi au crescut prețurile foarte mult de atât de unul, de gărăși. Dar nici... Mult mai mult a fost înainte. De exemplu, dedică trofă. Dar mult mai mult, dar unde are locul. Dar mult mai mulți bani pe un hectar cât are el acolo, față de cât e acum. Mult mai scump era înainte. Nu, asta e așa. Eu vă zic care sunt prețurile acum. Să punem la voi cine iese pe atro. Împotrivă, abține. Deci punctul 2 avem proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local numărul 13 din 10-7-2000 privind însușirea inventarului domeniului public al Comunei Poduri, atestat pe hotărâre de guvern numărul 1347 din 2001, publicat în Monitor Oficial 305, PIS din 2002, cu modificările și completările ulterioare. Inițiator, primar Albu Diana. Da, este vorba de școala de la Cernu și terenul de la Cernu. Atât școala și clădirile de acolo, cât și terenul, sunt prinse în hotărârea de guvern 1347 pe 2001,
s-au făcut măsurătorile exacte, s-au făcut ridicările topo și măsurătorile la fața locului și au ieșit mici diferențe, normal. Și acum noi trecem exact cât e suprafața pentru fiecare clădire și pentru terenul care, care este acolo. Deci o actualizare a domeniului public. El este, sunt clădirile, repet, clădirile și terenul sunt, e doar o actualizare cu suprafețele exacte a școlii, a clădirilor și a terenului respectiv. Cine iese pe altul? Adică dacă sunt probleme, dacă este. Cine iese pe altul atunci? Abținere împotrivă? A fost teren care s-a ocupat acolo din terenul școlii, e casa care e... A, da, alu... A, și atât, e porțiunea aia care a fost din baza sportivă. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Ciuhat Emil, inițiator primar al Budian. Din domnul Ciuhat, care ia azi casa. Da, este vorba de domnul Ciuhat Emil, care a depus o cerere la noi, care solicită un ajutor de urgență, să știți că ia casa. Aveam și de ajutor, putem să-l ajutăm, dacă eu am și casa și grajul tot. Rămas. Cu ce putem să-l ajutăm? Are o urmat, nu i-am mai rămas. Poate asta e problema, că nu s-a asigurat și casele. Da, da, da. Și uitați, când ai necazuri, atunci ești cu așa, cât poți să-l ajut, nu știu cât e masă. Nu, 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 chiar azi, înainte de a văzut de la televiziune, că se reactualizează, se rea discuția cu asigurarea locuințelor, legea care este, să fie reactualizată. Azi a fost discuția asta. Da, se introduc și furtunile în caz de furtună, așa, că așa, 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 de contare, pe lângă foc și cu tremur și furtune. Cu asigurare, deci la noi, la Bucșești, te asiguri pentru inundații, nu te asiguri pentru foc. La Cier, nu. Nu te asiguri pentru inundații, te asiguri pentru foc. Deci și ei. Eu la casa, foc casa lui Gheorghe, care l-am avut la fermă. Eu l-am foc, asigurat, făcut asigurare aici în primărie. L-au purtat 4, 5, 6 luni de zile, ca să-i trimită de la București, cu o formă așa, acolo nu mă încadrați. Și nu i-a dat nimic. Și omul asigurat, cu asigurarea mâinii, și era casa asigurată și pentru foc. Și eu am să aducem parțial, așa, nu rog din băiatul lui Nicolae Nitoreanu, care era acolo la... Și l-au crusut și apă cu el, l-au reușit și la fel, era toate azi. Și lui Iordan, la celul vă 6 luni din zile, eu uite, sper, de la București, de la Bacău, o filmat, declarații, la vecin, la toți, la copii, era cum în dosară așa, după 6 luni. Pentru că așa, n-ai asta, n-ai drept, au calcat, puteam în strâng și gata. Așa și asigurările auto. Asta e. Tot la fel. E de bine, la fel. Eu, ce zic că a fost, eu nu ești asigurat. Că a fost tirurile s-a asigurat de acolo. Părerea cu turnul vinea din afară cu o remorcă manșă de pie și o avută pe lângă afară și l-a spus la dumneavoastră. Noapte la șofer, pe acolo am de la UDM mereu. Și vă plătit pagubele? Corect. Pentru că eu plătit mai mult decât plăcea. La șofer a fost niște acordat, când a fost cu pregătirea noapte, au rămas și eu la unul lucru. Au venit echipantul din noapte. S-au prins pe la devadier. Eu pot să te duc, dacă era la numai și eu supri. Eu am luat, nu mi se dame, trebuie să deci, acum că te iasă suma, că nu se pune suma aici. Nu am spus, a zis că se stabile, doamna acum ar urmă. Păi tot, dar din punctul nostru de vedere, cred că suntem de acord cu orice sumă. Corect, e omul... Omul are peste 80 de ani, bă, trebuie, mai de mine, să mai e casă. Am înțeles că a doua zi l-a luat două zi. Da, stă la răsăiește acum. Da, nu-l face. Acum, și tu ai venit timp de acasă. Bă, venea asta, eu sunt de acord, nu mă ajut. Stă la Rusești acum, la... De fapt, că spui că e de la Rusești. Da, 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 trebuie să fac o anchetă socială, sunt omeni. Păi, dacă lasă pe urgență suma asta, poate la alea care eu am trebuit, eu am trebuit pe acolo, am văzut ce e acolo. Da, da. Mă urmă de lemn. Mă urmă de piatră, pământ și ca să... Am dat de aritat cu ajutor de urgență, mai vedem să mai ne interesat. Deci, doamna secretară, noi eu să pun la vot, să votăm, nu votăm suma. Suma maxim care se poate acorda.
Deci momentan asta este, momentan. Așa e. Și, adică doamna primar sau cineva se interesează, doamne, cât pot da acum, e una, cum la a avut o operație și trebuie bani, că s-au avut în necasul copii și una din oarță o casă și putea cu grașul tot. Dar parcă la dumneavoastră domnul Iguraș am aprobat 50? Păi da, da, știu, la mine s-o dat 50. Da, asta era consilier de asta. Acum lăsăm, deci aprobăm o sumă care maxim care se poate acorda. Da, zici în trivă, până la mâine ce se va fi. Nu se poate schimba nimic. Nu poți să schimbi, eu decizii legii. Cine este de acord pentru acordarea unui împrumut în sumă maxim care se poate acorda? Da, am scris. Cine este pentru? S-a votat? Da, s-a votat. Cine este pentru? Nu. Deci, la punctul 4, proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care nu dispun de locuințe pe teritoriul Comunei Podul, inițiator primar al Budiana. Asta mai discutăm? Nu. Cine este pentru? Împotrivă? Cine nimic? La punctul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea normelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburant la nivelul OAT Comuna Podul pe anul 2019, inițiator al Budiana, primar al Budiana, o să vreau. Să vă doresc eu. Este vorba de aceeași, adică nu s-au făcut mari modificări față de anul trecut. Loc de, ce am avut, Dacia Logan, s-au cumpărat Dockerul, la fel a rămas cu aceeași... Are același consum? Consum, da. Am scos din circulație Dacia Papuc, care mergea pe benzină. În schimb, am pus pentru freză de zăpadă, drujbă, motor, cositoare și generator, benzina de la astea am pus în partea asta. Nu o să fie atâta, deci cât? Cât se poate consuma. Cât se consuma. Cât se poate consuma. Da. Cheltuielile astea sunt din cauza creșterii, nu? Nu. Valoarea combustibilului a crescut acum. Dar nu a fost valoare, este vorba de cantitate. Deci aceeași cantitate ca așa în trecut. Păi rămas ca anul trecut, acum vă să vă întrebă cât a fost anul trecut. Să vă spun, poate nu mai știți, da. La Dacia Duster 450 de litri, la Dockerul 450, la Burda Excavator 800 pe lună. 450 pe lună. Poftim? 450 la o Dacia. Mi se pare că am multe care avem mașini, care nu mă știu. Deci aproape nu-s consumată, dar noi dăm ca să fii... Să fii acolo, da. N-ai voie să depășești. Să nu trebuie asta. Autobasplanta Volvo 800, microbuzul școlar 350, tractorul 400. Dar tractorul nu mai face cursă. Cred că a făcut ceva un capăt de stabilit. Asta a fost anul trecut și eu zic să rămână la fel. Și anul trecut s-a consumat la Daci 4 și 5 de litri. Sunt la Ionela că... E rămas. Ia, 15 litri la zi, în jur, 10-15 litri la zi. Asta ar trebui în urmă. Dacă mergi la 20... Păi da, dacă mergi la București... Și cât e drumul ăsta? Da, la București merge. Mi-a ajutat la două luni sau o dată pe lună la București. Nu în fiecare. Deci, comparația asta. Dar luna asta au fost dintre, da, exact, dintre ei ori. Acum merge mâine, doamna primar, mai merge o dată pe 27 și o mai fost acum în Sfântă. Doamna, care e stabilit aici, să nu vă făcut un calcul. Poate nu avea să pui o sumă așa ca să... Nu, dar asta e maximul. Deci, mi-aș la tractor. Tractorul funcționează decembrie-noiembrie, da? Asta pe total, doamna, asta e maximul. Asta nu înseamnă că în fiecare lună spus cum... Cine vă calculele astea estimative? Păi și făcut anul trecut, n-ai înțeles? Da, trebuie anul trecut. Păi, doamnul de numai știți. S-a făcut anul trecut. Dacă nu ar fi el. Mai sunt probleme, întrebări? Nu mai sunt. Supunem la mult. Cine este pentru? Contra, abține, nimic. Mulțumim pentru vot.
Punctul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ADIP, inițiator primar Alba Diana. Spune-o câteva cuvinte, doar conform statutului asociației și ținând cont de necesitățile financiare pentru implementarea în bune condiții a programului operațional de infrastructură mare privind extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Bacău, făcând parte din listele cu investiții prioritare din proiectul mare, trebuie alocată suma 1.000 de lei, ca și anul trecut. 1.000 de lei cotizații ca membri ADIS. ADIS. Și la ADIS și la... Nu, ADIS-ul e altă taxă. Dar o taxă, din cunoștințele mele, asta e mai mare ca la ADIS. Ca membri. Cine este pentru? Asta, mă, dictatul aici, nu mai. Nu, dar cine stabilește de acolo, plătești, nu? Spune așa, nu, și-mi spune și nu. Dacă faci parte ca membri, așa e cam, cum zice domnul. Da. Nu, și nu poți, deci, să fii de unul singur. Ai văzut ceea ca comănești. Da. Să fii un pic singur, să fii independent. Ai văzut ce o tot timp să arace de... Poți mai mult urmă de mănești. Nu, deci Comănești era Marea Muntelor, nu știu, e cu Marea Muntelor. De la Dermănești până la Palanca. Da, da. S-au făcut investiții acolo. S-au făcut investiții și au luat bani europeni, da. Gata. Păi ne primea cu noi acolo și gata. Nu era societate de-a PSD-ului. E de-a PSD-ului, domnul Urbăraș. Care au fost. Nu, că care au fost, nu au fost la PSD-ului. De-aia i-au dat afară. Cine pe domnul Șova, pe nu, Șova? La Palanca, nu, la Comănești. Nu, dar la nivel de județ era Șoma, Bacău. Da, fonduri europene. Da, de la Comănești era să... aparținent de primărie, dar nu era societate... Era o asociație de primărie pe Valea Muntelor și a făcut ecou Valea Muntelor. Era mult mai convenabil pentru că, era... că banii, diferența care era între ei și acum, făceau alte investiții cu banii aia. Deci asta a fost societate subordonată primării Comănești. Nu era o societate nici de la PSD, nici de la... La Liberat poate, dar de la PSD nu. Societatea primară. Da, da, și asta se poate, da. Supunem la vot, cine este pentru? Aici nu. La punctul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea studiului fezabilitatea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, construcții, centru social regional, atelierul viitorului, inițiator primar Alba Diana. Da, este vorba de clădirea care noi propunem a se construi în fondul României de dotare socială. Am avut discuții în luna martie, s-a aprobat de majoritare și în nota conceptuală. Clădirea pentru copii de la școala Cernu, pe 28 mai este ultima zi pentru depunerea întregii documentații, respectiv cererea de finanțare și studii de fezabilitate. Din studii de fezabilitate au rezultat principalii indicatori tehnico-economici ai clădirii, respectiv valoarea întregii construcții cu TVA 2.422.402 lei, respectiv 24 miliarde de lei vechi, din care construcții montaj 2.006.272, asigurarea fondurilor necesare pentru construcția respectivă, Fondul Român de Dezvoltare Socială, noi vor fi plătind doar studii de fezabilitate, ca și perioada exprimată a construcției, în cât timp se va realiza respectiva construcție, proiectantul a estimat va fi 9 luni. Repet, este un proiect pe fonduri europene, fondul nu era amorsabile, se va depune cererea de finanțare, undeva în toamnă sau în iarna acestui an vom avea răspunsul dacă a intrat la finanțare sau nu. Este vorba de o clădire, deci este parte, componentă a întregii cereri de finanțare. Vorbim aici doar de construcție. Pe lângă construcție, valoarea întregului proiect undeva la 1 milion și ceva de euro, de 40 ceva de miliarde. Diferența între 20 miliarde și 40 sunt cursurile care se vor face cu copiii, li se vor da o masă caldă, li se vor da alte ajutoare. Deci copiii nevoiași care au probleme în comuna noastră și suntem membri, au mai aderat la acest, pentru că e vorba de un proiect regional și două, școala
de la noi de aici, Nicolae Șova, o școală de la Berești-Aslău și o școală din Neamț. Asta era condiția. Dar școala, ca și construcție, se va realiza pe teritoriul Comunei Poli. Întrebări dacă aveți, nelămurit? Și dotări, da, construcție plus dotări. Deci dotare, cu calculatoare, cu mese, cu absolut orice. Deci clădire dată la cei. Și cine s-a venit să facă ce? Acolo aveam terenul. Eu. Aveam terenul. Trebuie o anumită suprafață de teren care să o avem liberă și condiții de ghidul de finanțare și mai bine se preta acolo la cerul. Dacă nu mai sunt întrebări, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nimic. Vă mulțumesc pentru vot. Trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 300 de lei în vederea premierii doamnei Bibi Revena la plinirea vârstei de 100 de ani, inițiator primar Albu Diana. Da, este vorba de bătrânica care a fost ieri în ședință activitatea noastră și care am zis să-i dăm totuși și o sumă, 300 de lei. Am văzut. Atât... La vârsta onorabilă. Da. Am să vă doriți, dacă sunteți de acord... Nu, mai, ideea ce ne punem la Givane. Nu alunează la Bibi. Nu alunează la Bibi, dacă nu. Să chiar nu-i fântână aia cum a Givane. Lasă să nu se schimbe copiii, o să nu avem la cei. Și s-a luat. Am mai văzut mă cu tot 100 de ani? Am mai fost la cer, nu. În 91 a fost o femeie de la Cernul, de la Ministerul Natii de Sus, așa, dar o peruasă de la Alșor. Am fost și eu la ea și am discutat cu ea, dar nu așa de ea. Și nu vorbeam. Cine este Petru? Împotriva, abține. Vă mulțumesc pentru vot. La punctul 9 avem proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri și terenuri care aparține Fundației Hope and Homes for Clădiri România, inițiator primarul Aldu Diana. Da, să vorbesc eu. Este vorba de Fundația Hope and Homes. A fost scutită și până acum. Deci, în baza codului fiscal, ne permite să o scutim. Fundațiile astea, cred că știți că scutim dumneavoastră că era scutit, nu? Păi, știu că numai ce scutiți de la plata, de la scutirea platei de taxe și impozite, numai cele prevăzute de lege. Da, deci noi am încercat, noi când eram, știi, vreau să zic, am încercat să dăm o scutire la persoanele nevoie și nu mai scutim 50 sau 10%. Și oamenii curtea de cu 80 și unul își plătească și dobânzi și penalizări. Așa. Dar dacă este legală treaba, dar cine-i fundația asta? Unde este? Unde-i fundația asta? Unde-i copiii cu handicap. Exact. La stadion. A fost scutit și până acum, dar nu a fost putea de control să dăm și hotărâre. Cine este Petru? Da, acolo nu-i să fii să revin singurul. Să-și comentez acolo. Nu ține nimic, mulțumim de aprobă. Deci la punctul 10. Nu, 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 nu a venit. Aia care vine și de urele de acolo, de ce, dacă mai ți-ai tot minte. Da, evident, prin comisie de la vot, dacă s-au aprobat impozitul ăsta, normal, că o să vină. Proiect de hotărâre privind aprobarea și însușirea planului urbanist zonal, inițiator primar Albu Diana. Vă rog, domnule. Este o cerere a domnului Antoche Daniel, care vrea să-și facă o pasă, să o acordeze la electricitate. Are 1610 metri în pavilan și ca să-și conform proiectului îi mai trebuie suprafața totală de 7.965 metri. Dar îi mai trebuie 85 metri să-i treacă direct tabilan ca să încadreze proiectul care îl are. Toate cheltuielile sunt sarcini al solicitării.
substantului, noi trebuie să ne aprobăm practic peștea asta, chiar 85 metri, de stabilat, nu stabilat. Da. Sunt întrebări? Ne lămurim? Cine este pentru? Da, eu. Abține, împotrivă, nimic, vă mulțumesc de vot. Acum trecem la punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind închirierea două spații din imobilul dispensar situat în Poduri, aflat în domeniul public al Comunei Poduri, pentru desfășurare de activități privind sănătatea, inițiator primar al Ulian. Există o solicitare din partea unui societăți din spații în parte, care vor să deschidă o farmacie în localul dispensarului Poduri. Este un spațiu care îi disponibil, plus încă unul care a avut un contract propost imediat. Noi desfacem la licitații pe amândouă, păstrând destinația, am zis, n-am neapărat farmacia, însă activități destinații sănătății. Poate vin și alții care sunt interesați să spună existență de cardie, stomatologie. Condiția obligatorie este să fie activități legate de sănătate. Poți să fii farmacii, poți să fii cabinet stomatologic, poți să fii altceva ca integrat de sănătate. Noi le spatem la licitații, în funcție de cine vine, cu preț mai bun, îl acordăm. Pentru importuri, trei de și deci bani, cât e aprobat. Modelul, regulamentul de desfășurare a licitații, pentru licitații, modelul de contract, tot ce vă spun chei, a listat la pătării. În vorba de un spațiu, nu a fost până acum a un spațiu era ca depozit de asta de... Acum nu are palade, are deschis, de mulți, adică deschis, are ocupat spațiu pentru care pătrește. Și mai un spațiu care a fost închiriat de cineva care nu a mai... Deci da? Și ăsta care au fost farmacie. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține, nimic. Vă mulțumim pentru vot. Trecem la punctul 12, diverse. Poftiți, domnul Vici. Vă rog frumos, dacă este posibil, să se facă o analiză din punct de vedere a stării sociale a două persoane, respectiv domnul Pintilie de la Cușești, care în urma unei operații s-a mutat în picior, și a domnului Șova, care a lucrat în cadrul Bandarului Român, în urma decesului, a rămas o familie cu trei copii. Care am dat de urgență, dar a trecut. Da, dar atunci se ține cont de domnul Pintilie, dacă e posibil. Are funcție, să Da, care e Pintilie? De la Pintilie, de la Pintilie, da. Păi, ce care e Pintilie? Nu, nu, nu solicitam, nu venim cu cerere, nu putem. Deci nu m-a zis... Ei, eu am putat picior, eu cred că eu am făcut, sau-i face de-a cu croatiență, nu înțeles. Are piese. Are. Are piese, vreau mai să mă pierd. Da, tot la capitolul diverse, de loc frumos la legătura cu firma asta, Rus Trans, care face lucrările pe partea Cumpozești, Negre, parchează utilajele la școala Poduri, mai mult la școala Cumpozești, pe terenul de sport acolo. Deci, cel mai important, unul, să precizăm ca să știi foarte bine că după ceea ce pleacă de acolo să-și niveleze terenul, să iese la fel pământ. Doi, ce e foarte important, ies cu utilajele de acolo, în lume de noroi, datorită faptul că a plouat foarte mult. Ar trebui și lumea din zonă, mă opri și în specificat, lasă o mizerie foarte mare pe asfalt. Asfaltul ăla de vei este turnat. A luat-o și pe partea pe la mine pe acolo și pe partea pe strada principală. S-au certat într-o dimineață, i-am văzut eu când se certa cu cei de-a luat gata de acolo, adică omul mai să sară la bătaie să-i bată. I-a spus, băi, stai că să rezolvi. Dar domnii au o nesimțire atât de mare că nici nu au dorit să coboare din mașină
pare să trimit pe cineva cu mătura cu roadă să ia lucrul ăla, pe fac chinutul și cu niște bolovan după el, cum ies ei cu mașinile alea și tot așa. Tot la fel au mai cărat o parte din infrastructură la jos, la unde este apa potabilă. O parte din lume mai ia apă potabilă acolo. Ar fi foarte bine ca acolo să meargă, să niveleze, după care să ia potabilă, să nu se mai pune. Cred că deja au depus o cantitate mai mare de teren în zona Zota. Chiar la jos. La Zota s-a oprit, da. Adică să trimit acolo să nivelează, să niveleze un pic și să discute cu proprietarul, că e domnul cu ea ceva, să-și facă o mâncare, adică să nu mai... Până că deja cred că o să... Ce se întâmplă? Au pus foarte mult pământ și de acum, ca tot pe pământ la ploaie, o să vină tot pământul ăla, o să vină în drum, pe strada aia unde s-a făcut. Trei, există zona de la Dioc, Lovin, de la mine mai la vale, în partea dreapta care duce spre Dumitrești, am mai amintit de două ori, să se trute câteva mașini de pământ, de balastru acolo. E o ruptură foarte mare, oamenii nu mai pot intra la bucăți. Deci zona de la Login, Dioc, Grigoraș, Tababeni, zice eu. Când era simt, face dreapta și se iese partea la Dumitrești, știi și doi. E singurul drum de legătură cu Dumitrești. Și trei, am văzut că am fost și eu până la Buda, am văzut că la zona trece pe mintea ta să-și bate mai la real de el, a fugit terenul foarte tare în două locuri, s-a pus două mașini de balast și s-a pus că fugi partea din drum. Balastul este egal cu zero dacă acolo, până s-a venit să-ți facă proiectul, dacă nu se duce niște mașini mari cu bolovan, imești când a venit, următoare ploaie care o să vină, vă garantez că nu o să mai rămână drum, ultimul înregistrat. Da? Deci acolo nu o să mai rămână drum dacă nu se duce niște bolovan de aia imești, diametru de 700-800 cu roșii să se pună. O mai rămas o porțiune de 4 metri, 5 metri, bine, am primit 5 metri. Sunt două zone foarte mari. Unde trebuie avut în vedere chestia asta. Și doi, mai discutați, nu știu, sau luăm noi, trimitem noi, trebuie decolmatat șanțul din dealul Făgădăului până la domnul Marce și discutat cu cei cu tuburile, să găsim o soluție comun acord. Există o problemă foarte mare, știți, la primul cu apa, când se revar, s-a văzut că acolo gaz. Pestează drumul, apa, practic, și nu mai poți trece cu mașina. Deci mi s-a întâmplat, așa era de mare. Gaz, adică dacă o parte din oameni și-ar dispunda tuburile și zona aia, ar trebui când vine sau cine vine să facă, dacă ar pune un pic topo și ia un pic drept, să dea pantă, să scurgă apa, nu cred că, dar trebuie șanțul de format așa. În primul și în primul parte. Și nu pus balastru. Știți foarte bine că s-a mai pus balastru pe partea aia. Să până, doar acum discutăm lucruri. Dacă nu se terasează foarte bine, se compactează tot balastrul ăla când vine apa mare, împunde tot șanțul. Mai bine doar făcut, cum să zic eu, din buldog, știu că s-a luat cu pataluz, taluzat un pic și compactat șanțul din deal până de vară. Luat legătura în zona aia, să punem un tub, că am văzut că cei de la... Tot apropo de asta, cei de la Rostran s-au scos tuburile vechi. Am mai rămas acolo la școală, am văzut că au adus tuburile și am putea pune în zona de la domnul Pufan. Știu că este o uliță, știți, care duce spre pădurii. Circulă foarte mult, într-un om are pământ acolo. Ar trebui acolo să punem un tub de traversare din ăla mare, că acolo este cea mai mare problemă când vine apa, ca să știți. Deci cea mai mare problemă că toată apa de pe zona, cum îi zice acolo? Unduvăie. Să zicem Uniunea Americană casă, vine în strada principală. Nu are un să duce. O parte se duce în iaz, dar o parte că de la Filip, de unde știu eu că o cumpărat ăștia lui Filip, vine în drumul ăla și iese exact în strada principală. Dacă în strada principală acolo noi am pun un tub de ăsta să ajungă în fața tubului, cred că s-a rezolvat o mare problemă. Gata? Mulțumesc. O să încerc, domnul președinte, să spun câteva lucruri. În primul rând că sincere condoleanțe dumneavoastră și familiei. Și să știți că noi vă stimăm și vă apreciem în tot ceea ce faceți. Cătălin, da. Ești în specialitate. Hai cu mine să discutăm o problemă legată de care e ridicat-o tu cu șanțurile stradale acolo. Hai să facem o treabă gospodărească alături de conducerea comună. Am avut ocazia să merg la Măcirești să văd 7 tiruri imense cu niște uri din beton, din beton rigole, tip rigolă, care se asamblează într-un ritm extrem de ușor.
făcut cu auto, cu, ziceți, cu buldozerul ăla, cu lamă, așa, locaș, pus și ți-a ieșit șanț betonat. Din deal de aici, de unde spui, din dealul făgădului de la domnul polițist Popa, care își face casă pe partea aia altă, așa, la Filip, de acolo până la margine. Nu cred că ar costa o avere. Și are și o treabă extraordinară. N-ai mai avut probleme cu apa, n-ai mai avut probleme cu tuburi. Iar deasupra sunt prevăzute cu niște, că m-am interesat la domnul primar, niște dale care se așează și periodic se curăță șanțul betonat. Dar dale imense, vă spun, nu știu cât are în debit să preia apă. Ar fi un lucru nemaipomenit. Și o doua problemă care o ridic legat de acest lucru, domnule dragă, de la doamna primar Diana, ea săraca are atâtea probleme pe cap și nu își mai vede capul să mai ridici problemele astea. Dar fiind consilier în zonă, eu am să încerc să o ridic. De la doamna primar, la Vale, spre Ampău, dacă își cunoaște zona, cum te urci pe Biserica Sfântul Ioan, făcut un șanț, ar fi ideal cu astfel de tubulatură, care să preia toată apa pe partea doamnei primar de acolo, de la biserică, și nu să o ducem la Vale, spre Mircea lui Marcu, la Vale, nu. Este o ulicioară între Niță și Ampău, care duce exact la pârâul Brănești. Am dreptate, da, domnul Costin? Da, este dumneavoastră. Bun. Apoi, de la Mircea lui Marcu, unde stă polițistul ăsta Paris, ce mi-e drag focului. Eu de fiecare dată îl stimez și îl apreciez, dar nu îl apreciez dintr-un lucru. Și-a făcut o hazna imensă de la tot ce înseamnă zootehnia lui și alăturașe de altele, și când e ploaie mare, pândește și dă drumul la, începând de la materii fecale, terminând cu bălegar, la Vale. Unde se adună astea toate? La fântâna lui Puiu, Lovin și Francis, la Gavril, cum zicem noi acolo, toată apa e cum să zic, cu un miros de nici animalele nu o beau. Făcut șanț pe stilul ăsta, dacă s-ar găsi, niște, că n-ar costa cine știe ce, de la Mircea lui Marcu până la Vale, la frizerul, cum zicem noi, la casa părintească a părinților Titi Lupeș, Dumnezeu să-l odihnească. Ar fi o treabă extraordinară. Săracul domnul Nelly Iscu niciodată n-a pus probleme. Eu o să o pun acum. Hai să facem ceva ca de la Cristina Preotese din strada aia de acolo, de la pod, pe lângă Nea Preotese la Vale, să ajungi la Nelly, să intre și omul în condiții omenești acasă. Este început. Domnul Nelly, început, dar problema asta eu am ridicat-o de zeci de ani în urmă. Nu s-a făcut nimic. Adică ne ocupăm de infrastructura mare și lucrurile care le povestesc eu și domnul Cătălin, care sunt nimica toată. Nu știu dacă s-ar duce la un, că să zic, Cătălin, evaluez, că ești specialist în treburile astea. S-ar putea face niște nemaipomenit de repede și în folosul comunității și a comunii, în primul rând, și a oamenilor. Nu, ca să vă răspund un pic aici, deci referitor la chestia asta, am mai discutat, cred că în noiembrie am propus-o atunci, fiecare consilier, două zile, dacă s-ar putea, sau o zi, să-mi luăm fiecare. Eu sunt de acord cu chestia aia cu buldo, să facem fiecare șanțuri sau să facem orice. Adică dacă s-ar putea, știți că am discutat. Atunci am rămas că se face ce din tălui. Doi, referitor la astea cu tubulă, știu că aici este proiect la doamna Diana. Asta vreau să... O să spun doamna, singura diferență acolo, exact ce spunea și domnul Dia, trebuie avut în vedere chestia asta, acolo să trebuiască două date, două pensi, adică e foarte bine ceea ce spune, să aduc aici adevărat, am pus și eu partea așa, am văzut acolo unde se scurge apa, dar trebuie făcută sub traversare pe sub asfalt aici, unde ajungi la dumneavoastră, unde s-a făcut asfaltul, să iasă se ducă la Ghimbășoi, la Ghimbășoi, da, corect, teren acolo, corect. Iar foarte mică parte, cum o să dea topul acolo, cum o să dea, o să vină
în strada principală. Dar și aici o să existe o problemă, că tot așa trebuie sub traversare mare făcute pe sub asfalt și dată panta nu să vină spre primărie, ci se ducă în pârâul care duce din pârâul Brănești. Cu partea acolo știu că este prins și o să se facă. Nu știu cum este prins în Brănești, dacă este șans pe viață sau așa, dar nu cred că o să facă șans pe viață Iana. Fiindcă șans betonat, trebuie de asta care spune dumneavoastră, adică trebuie vorbit foarte bine. Acolo când o să înceapă lucrările, probabil, domnul Vitor... Deci, anul ăsta o să trebuiască să finalizeze. Drumul de la doamna primar este prins în proiectul acesta mare, prin PNDL, care cu Rustrancu. Da, mare atenție tot la chestia asta, că am văzut că băieții lucrează. Din punctul meu de vedere, eu am mai ieșit când au fost cei de la CMG, când la mine, sau cum zicea, foarte oamenii au fost destul de flexibili și au ascultat. Eu n-am avut timp să mă pitorezești, dar am văzut, pun chestiile alea aproape de nu prea rămâni intrat în tuburi și le pun prea perpendicular pe drum, nu le pun un pic în drumul, traversările care îi faceți la Rustans, să faceți un cămin de captare. Dar sunt cămine, se vor face cămine. Am văzut că ei le-au dus către mal, adică când o să săpi să facă și acolo, din punctul meu de vedere, să faceți un practic o gaură de mal, practic cădere unde se strângă restul să nu se ducă în tub. Adică dumneavoastră să aveți în vedere chestia asta. Și șanțul, nu știu cum o să vină șanțul acolo, să fie o problemă destul de mare. La fel. Mă referit tot ce spunea domnul Bia cu șansul de pe Păgărău, acolo, într-adevăr, am văzut și eu ceea ce fac la Măgirești, este tot un proiect în PNDL prins, acolo singura noastră mare problemă e că nu-i terenul nostru. De să faci un șans, e ok. Să-l faci un șans, să zici mai justifici oarecum cheltuielile. Dar ca să intervii, să pui acele. Și mie mi-a plăcut extraordinar de mult, este drumul județean, este al județului. Deci nu putem noi interveni, faci o lucrare pe domeniul meu. Pe domeniul județului. De la Mircea Lomarcu, de la doamna primar până... Acolo, da, dar acolo este prins proiect. E prins proiect, da. Se abate de la proiect. Se abate, da. Acolo se spune un fel de problemă. Da. Acolo se poate interveni și este domeniul nostru public. Am văzut băieții ăștia cu mașinuțele spre Delesc, asfaltul spre domnul viceprimar pe aici, la Vale, pe la noi. Vedeți și gropile, vedeți și fântâna. Exact când se termină toată asta, să faci o mențină asta. Numai că acolo, când o schimbă, probabil cei de la Rostranț, o să trebuie să se facă ceva. Apa, eu acolo o să o reversez, practic, la bar. Clar, nu s-o ajunge, nu s-a ajunge. Acolo, la plafă, îți spune vreau să vorbim de unui pantra acolo, dacă șanțul ăla nu-i betonat, indiferent ce vei, când vine cu voie mare, rupi tot, atunci aduci tot mânul la oare și îmi fune șanțul de la oare. Sunt o șanță acolo, șanțul betonat atâta. Când aduce la mare, acolo șanțul e mic, a fost dat tot la pui, acolo a lăsat și-l foarte puțin loc, acolo n-ai. Acolo a făcut, cum a zis domnul administrator, cu, cum se numesc astea, caseroli, cum? Rigole, caserole. Nu, acolo trebuie făcut, chiar dacă nu este prins în proiect, adică o să facem, probabil... Și acolo, de la casa părintească a soției domnului Nelinscu, de acolo, de la fântână, Cătălin are o idee extraordinară. Făcut-o sub traversare și să ducem pârâul unde a făcut Ioniță, de unde a început Ioniță, proiectul ăla, la Dimbășoi, acolo. Acolo, fără subtraversare, tot timpul o să ne urmă drumul ăla și o să se ducă apa în loc să duc... Șans tot pe o parte, da, să poate... O singură subtraversare, vine pe lângă gard și aproape când ajunge la ulița care duce spre drumul Ioniță, trece pe sub
Nu e ulița îngustă. Astea sunt, de asta am spus cu chestii din astea casetate și care au capac deasupra. Ajută foarte mult. Ca să poți să treci pe deasupra și asta o să trebuiască făcut și poate asta unii de ori începe de la Star Parul la deal. Aici nu are nicio șansă ca cei care o să facă proiectul să facă asfalt și cu șanț betonat. Singurul problemă e cu șanțul casetat ca să le rămână. Aici era un șanț de la foarte n-am înțeles prin cum e la chile, că nu la tine, da. E acel șanț, nu-i pot și se începe cu așa. Mai sunt probleme. Drumul ăsta la Valeșor și care coboară în început de anul trecut, am o să sunt un șanț cu de escalator. Știți că aici nu e de rumpat. Da, da. Să mai continuă, vreau să aducă niște balast, să compacteze, să veni tava rumbat, ca și mai are. Am încercat să le producem tot ce ne iei, un neodotativ de la mediu. Da, trebuie să ne mai știu. Zona aia cu mediu acolo, de la cea. Da, da. Da. Are cuvântul domnul Grigorașu. Vreau să fac o întrebare, că la o discuție cu domnul Iftimi, legat de continuarea porțiunii aia care a venit acolo. Da, nu se poate continua când nu sunt gata receptoarele de apă. Da. În ce constă astea receptoarele? Captarea. Care sunt niște pârâiași acolo. Da, da. Sunt niște pârâiași. Zis că anul trecut nu s-au continuat pentru că nu au fost gata. Da. E prin ulterior, da. În Dragastan, Matei, Ionuț, Trotean. Putem pune jurământul? Jurământul e? Da, e. Așa, primiți. Dacă nu mai sunt probleme deosebite, sunt să vă mulțumesc modul cum a decurs ședința de astăzi, vă văd că de un om, n-am avut nici fel de probleme ca să numească ședința. Vă mulțumesc pentru prezență, vă doresc o zi bună, poftă mare, cei care nu au participat la colocare sunt lucrăsat din ședința, nu se neamnă de acum, se cheamă Păstici amândoi astăzi, modul și să ajungă efectori din cauza colocanilor. Ați condus cu a fost să vedem ce se face.